fost un om cu abilități neobișnuite care urca pe fațada blocurilor zgârie-nori din New York. Omul acesta a avut o cumplită cădere. De la înălțimea de la care a căzut, corpul lui aproape s-a dezintegrat. Ciudat, în mâna care a rămas pe pavaj, oamenii au găsit ceva mototolit, praf, gunoi și o pânză de păianjă. Acesta a fost ultimul lucru de care a încercat să se prindă el, probabil sub oboseala și în concentrarea aceasta, văzându-l ca pe ceva solid și n-a fost decât o pânză de păianjă. Unde ancorăm noi credința noastră? Dacă punem ca țintă sau ca loc de ancorare protejarea, apărarea vieții noastre, prosperitatea noastră, dacă facem din acestea locul în care ancorăm credința noastră, credința noastră va rămâne ancorată atâta timp cât acestea vor fi prezente în viața noastră. Să ne gândim bine la situația lui Iov. Când soția lui a văzut prăbușirea casei lor din orice punct de vedere, ancora ei s-a smuls și a spus: blestemă pe Dumnezeu. Când Iov a ajuns în aceeași situație, uluitor chiar pentru Satana, credința lui rămâne ancorată în continuare. El nu ancorase în lucrurile care veneau de la Dumnezeu, ci ancorase chiar în Dumnezeu, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. S-a schimbat familia lui Iov. 10 copii și 2 părinți au ajuns să fie doar 2 părinți pustii. S-a schimbat ograda lui. Tot ce a fost acolo a pierit. S-a schimbat statutul lui în societate, de la onoare la dispreț și batjocură. Dar un lucru nu s-a schimbat. Dumnezeu cel veșnic și neschimbător. Acolo ancorează tu credința ta.